Problema destinului l-a preocupat pe Eminescu încă din tinerețe, fiind prezentă în manuscrisele sale încă din primele însemnări și până la vârsta maturității creative, când a atins un vârf în Luceafărul. Pentru marele poet, de destin ținea înțelegerea marilor întrebări ale vieții, ale creației omului de geniu, dar și ale sensului existenței pe pământ a ființei umane. Bună, sunt Dr. Josh, aici la God Be With You, unde împărtășim ghidare culturală spre împlinire spirituală. Iar dacă ești pentru prima dată aici, nu ezita să te abonezi. Prin afirmația, eu pun destinul acestei lumi într-o inimă de om, poetul leagă propriul destin de acela al întregii umanități și în același timp vede împlinirea sorții întregii lumi, de aceea a realizării vocației omului de geniu, conștient de chemarea care i-a fost încredințată. Că el era pe deplin conștient de amplitudinea propriei vocații și de condiția sa de geniu, rezultă cu claritate din Luceafărul, dar mai ales din geniu pustiu. Dar să încercăm să descifrăm semnificațiile pe care realitatea destinului le suscita în tânărul poet încă de prin anii 1868-1869. Într-un fragment el afirmă: zenitul, umbra destinului, dovadă că sunt, aud murmurând prin coardele lirei mirul sufletului meu, dovadă că am un suflet. Din aceste însemnări, înțelegem că destinul este, în primul rând, dovadă de netăgăduit a însăși existenței umane. Și dacă el fondează existența unei realități transcendente, care este sufletul, destinul are o existență metafizică, imperceptibilă cu simțurile, o umbră care nu se vede, căci la zenit ea este redusă la un punct, dar prin asta numai puțin reală. Continuă el, dezvoltând și explicitând o idee subînțeleasă deja în textul precedent. Zice: zenitul meu, o stea, cine știe ce lume care poartă vuietul destinelor sale deasupra capului meu? Oare, dacă mor eu, moare și ea acea lume din zenit? Lira mea, o lume cu tremurul simțirilor ei, simt, gândesc, inima mea, un ocean cu valuri nenumărate, creierii mei, un paladiu tămâiat de înțelepciune și cu toate astea, ființa mea singură e un tron fără rege, un templu fără zeu. Sufletele oamenilor sunt ființe de îngeri înamorate de forme de lut. Tu, care ești îngerul corpului meu, răspunde: de ce nu-s mulțumit? De ce zbor pe aripile tale ca un cântec fără înțeles? Destin. Prin acest gigantic labirint de lumi, unde voi găsi firul de aur al scopului? E antică ideea că destinul omului e scris în cer, e așezat într-o stea, e legat de resorturi astrale. Destinul e ceva deja stabilit deasupra capetelor noastre. Dar, pentru poet, întrebarea mai dificilă privește legătura dintre destinul meu, ca ființă umană ce-și trăiește viața pe pământ, în lumea sublunară, și soarta stelei, ce împoartă semnul destinului. În alte cuvinte, destinul meu depinde de acela al stelei sau invers. În orice caz, viața mea își are resursele de semnificație într-o altă lume. Și fără destin, viața mea ar fi cu totul lipsită de sens. Ar fi o existență bântuită de nonsens, precum un paladiu tămâiat de înțelepciune, un tron fără rege și un templu fără zeu. Destinul înfricoșează, dar, în același timp, e sursă de înțelesuri și de sens. Iar misiunea omului este aceea de a desluși sensurile destinului pentru a înțelege rosturile existenței. Destinul își trage ființa nu doar din lumea aceasta. Izvoarele existenței sale se împart într-un gigantic labirint de lumi, iar poetul, ca un alt Tezeu, e chemat să găsească firul de aur al scopului existenței sale și al umanității. Destinul e garanția existenței, o afirmă poetul în diferite ocazii. Zicea undeva: dacă n-ai existat tu, n-ar exista zenitul, umbra destinului. Sau: omul ar rămâne un ce fără soarte, un cap fără zenit. Destinul omului are o existență incontestabilă,
suprapusă aceleia a însăși vieții lui, fără să se înțeleagă de sfârșit care existență o întemeiază pe cealaltă. În orice caz, orice existență din lumea aceasta era un corespondent existențial într-o lume transcendentă. Zice el, din țipetele noului născut, el zice, sunt. Din da al miresei lângă altar, el șoptește, sunt. Din gemetele unui murind, el șoptește, sunt. Decelăm în aceste versuri o raportare mitologică la destin și o înțelegere mitică a timpului, ai cărui sorți sunt hotărâți de cele trei moire responsabile de destin, respectiv de către unul din cele trei segmente ale vârstei omului, copilăria, maturitatea și bătrânețea, sau de cele trei momente definitorii, nașterea, nunta și moartea. Aceste trei ființe mitologice hotărăsc destinul omului și nimeni nu scapă sortirii. Fără un zenit deasupra capului, fără umbra destinului, ființa umană ar fi un ce fără soarte, zice el. Ar avea o existență ireală, ca o ființă din alte zări sau din altă lume, o stare pe care Creatorul n-a îngăduit-o oamenilor. Destinul devine astfel, în înțelegerea poetului, care e una mitologică, un fel de lege universală, căreia nu-i pot scăpa nici zeii, căci zeii înșiși au nevoie ca din țipetele noului născut să poată zice sunt. El afirmă, ci trăiește, chinuiește și de tiate pătimește și aici să auzi iarba cum crește. Pentru om, a exista sau a trăi înseamnă a sta sub semnul destinului, supus aceste inflexibile legi universale. Deși destinul își are sorgintea în alte lumi, e scris în stele și e dictat din transcendent, deslușirea sensurilor sale ultime se face în lumea aceasta pământeană, sub însăși umbrirea destinului, în lumea aceasta și prin lumea aceasta. Fuga din ea sau fuga de ea nu duce la cunoașterea destinului ființei umane. Firul de aur al scopului îl găsim în existența în lumea aceasta. Din lăuntrul istoriei și al lumii materiale, destinul își dezvăluie umbra sa luminoasă undeva în înalt, în zenit, unde umbra nu este umbră, ci înțeles, unde ființa se proiectează în eternitate, iar soarta devine metadestin. Și totuși, la romanticul Eminescu, lumea aceasta materială are o consistență un pic evanescentă, de factură gnostică. E o lume din forme de lut, de disprețuit și în același timp de o frumusețe seducătoare chiar și pentru ființele perfecte din lumile superioare, așa cum vom vedea în Luceafărul. Într-un ton parnasian renascentist, sufletele noastre sunt ființe de îngeri înamorate de forme de lut. Viața noastră pe pământ este o alunecare pe firul destinului hotărât de fusul sorții, ca în mitul platonic al lui Er, întruparea nefiind decât o cădere în trup, rodul unei îndrăgostiri a ființei superioare îngerești, adică spirituale, de o formă de lut care este trupul material. Și totuși, din interiorul acestei materii sau lut, omul, prin sufletul său, prin care se înrudește cu lumea transcendentă a ideilor sau a spiritului, poate și trebuie să scruteze și să înțeleagă tainele destinului. Un lucru pare că încă poetul n-a înțeles, iar întrebarea e chinuitoare. Deslușirea destinului oferă răspunsuri pentru această existență într-un corp de lut sau și pentru existența în transcendent? Căci se întreabă, dacă mor eu, nu moare și ea acea lume din zenit? Sau, moartea pune capăt doar existenței pământești a omului sau și destinului său? Întrebarea e metafizică și spirituală în același timp. Continuând în limbaj mitologic, zeii înșiși au nevoie de suferința noastră pentru a fi mântuiți sau salvați? Altfel spus, destinul oamenilor se împletește cu cel al zeilor? Dacă da, în ce chip
și până la ce punct? Răspuns la aceste întrebări încearcă el să schițeze în marele poem Luceafărul. Cum vom vedea, cheia înțelesului destinului omenesc se află în interiorul ființei lui, o ființă duală, materială și spirituală, la confluența dintre două lumi. Și răspunsul poetului nu este unul gnostic. El nu disprețuiește materia, nu urăște trupul. Hiperion se îndrăgostește de o pământeană și ar dori să îi împărtășească soarta, dacă legea destinului său i-ar permite acest lucru. Aici, Eminescu nu face un pogorământ materialității, nu face abatere de la viziunea platonico-gnostică, pe care nu și-a impropriat-o in integrum, ci oferă soluția propriei sale viziuni pe care vom încerca să o deslușim. Eminescu folosește frecvent cuvântul destin, într-o accepțiune destul de flexibilă, pe care lexicul românesc i-o permite, însă mereu în legătură cu ceilalți termeni prezenți în limbajul comun și conotați adesea cu nuanțe specifice furnizate de gândirea mitică folclorică. Astfel, destinul, care acoperă o arie amplă de semnificații, este uneori suprapus cu vocabula soartă, chiar dacă aceasta din urmă are un sens mai specific. De la latinescul sors, soartă înseamnă oracol, ceea ce a fost zis sau scris. În gândirea homerică, aceasta desemna condiția omului stabilită dintr-un început, de la naștere, de către zei, care au consemnat-o pe o tăbliță ceruită, asemeni unei deliberări a Tribunalului Suprem, fapt pentru care i-a fost citită de către curentele pesimiste drept o condamnare. La romanticul nostru poet, această nuanță este subînțeleasă, dat fiindcă ea nu poate fi schimbată sau anulată. Cu toate eforturile sale, precum călătoria cosmică până la izvoarele ființei și ale cosmosului, Hiperion nu poate dobândi îngăduința sau licența de a-și schimba soarta, adoptând-o pe aceea a unei ființe pământene. Soarta lui e scrisă, ca un decret divin, sau este inflexibilă, ca o lege cosmică ce nu suportă variațiuni fără riscul de a prăvăli totul în haos. Soarta omului face parte din ordinea cosmică care ține totul în armonie funcțională și pe linia finalității ultime. Alta e direcția în care omul să se realizeze pe sine, nu prin migrația între lumi, adică smintirea sorții. Soarta are și sensul de rostire, căci destinul a fost odată gândit și rostit. El a luat naștere în mintea lui Zeus, cum zice Homer, apoi a fost scrisă pe tăbliță, pe genunchii zeilor, având funcțiune de expresie rostită, deci împărtășită, căci ea are și o evidentă dimensiune rațională. Oricât de oarbă ar vrea unii să o creadă, pentru că n-au făcut suficient efort pentru a o înțelege, soarta dialoguează cu omul atunci când acesta o interpelează. Și prin dialog, el îmblânzește destinul, îi amortizează asperitățile, nu îi se mai împotrivește cu încăpățânare, ci găsește o armonie încât ordinea cosmică și voința divină să-i fie respectate, iar vocația omului să nu fie compromisă, după cum nici libertatea sa creaturală. În aceasta se produce așa numită atingere dintre lumi, la care făcea referire Dionisie Areopagitul, când zicea că ființele cele mai înalte dintr-un rang ierarhic inferior și cele mai de jos dintr-un nivel ierarhic superior pot comunica precum într-o quasi-atingere. Cele de sus și cele de jos își împărtășesc cunoaștere de la cele dintâi înspre cele inferioare ierarhic, astfel încât și cele de jos să poată urca în limitele statutului lor ontologic spre rațiunea supremă care este Dumnezeu. Astfel se poate explica apropierea într-o comunicare de cunoaștere, dar și de alte perfecțiuni sau desăvârșiri, cum sunt de exemplu virtuțile, între îngeri, care sunt cetele inferioare ierarhic din lumea duhurilor, și oameni, care sunt ceata cea mai înaltă a lumii materiale, întrucât sunt ființe raționale cu suflet spiritual.
dar niciodată omul nu poate deveni înger, ontologic vorbind. Iar cei ce își imaginează acest lucru printr-o spiritualizare neavenită nu sunt ancorați în realitate. Dar nici îngerul nu poate deveni om, ontologic vorbind, nici nu se poate întrupa sau cădea într-o formă de lut, cum erau convinși gnosticii. Aici, antignosticismul lui Eminescu este fără echivoc. Cum spuneam, între lumi, între ființele spirituale, supralunare sau astrale, și ființele materiale, pământești, adică umane, există comunicare de intenții, de cunoaștere și, pentru un romantic nu putea fi altfel, comunicare de dorințe. Luceafărul se îndrăgostește de o ființă umană. Cu specificarea că, dacă fata era o ființă superioară în lumea ei sau în regnul său de muritori, era o fiică de împărat, o prințesă, aleasă și unică, Hiperion nu era o ființă inferioară în lumea lui astrală, ci, prin oglindă sau simetrie, el e steaua dimineții, prințul firmamentului, cel mai strălucitor, astrul cel mai apropiat de izvoarele creației, către care el și are posibilitatea să călătorească, depășind coordonatele spațiului și timpului. Zice, plecând luceafărul, căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Aceasta sugerează și mai mult incompatibilitatea ontologică dintre cei doi îndrăgostiți, distanța de nedepășit și imposibilitatea trecerii granițelor dintre lumi. Și totuși, între cele două lumi există comunicare, există schimb de dorințe, e drept, neîmplinite și sortite să rămână astfel. Dragostea, sau mai corect, îndrăgostirea, este împărtășită. Dar această împărtășire rămâne la nivel de dorință. Nu mai mult decât atât. Iar când se vrea forțarea limitelor, survine durerea, amărăciunea neîmplinirii, căci destinul este stăpân și nu suportă excepții. Aceasta este accepțiunea celuilalt termen prin care este desemnat destinul. Latinescul fatum, de la fari, care înseamnă a spune. Căci destinul a fost deja spus, rostit, declarat sau decretat de către o autoritate superioară și el, în mod fatidic, nu poate fi schimbat. Și deși inflexibil, neschimbabil și deja rostit, destinul, cum spuneam, prin efort de înțelegere se îmblânzește, se lasă semnat de un început de sens. În aceasta stă, de fapt, misiunea spiritului genial. Poetul e conștient de gravitatea și amplitudinea acestei chemări, iar când sensul destinului continuă cu încăpățânare să nu se lase descifrat, el cade în melancolie, în depresie și disperare, în revoltă și dispreț, de parcă neîmpărtășirea iubirii nu s-ar datora limitelor impuse de destin, ci ar depinde de deliberarea ființelor create. El însuși știe că nu este așa, dar nu poate disprețui destinul căruia el însuși este supus, ci disprețuiește subiectul care nu e în stare să-și depășească limita. Astfel, Hiperion nu-și permite să se revolte împotriva limitării de sine în interiorul propriului destin, iar obiectul disprețului său nu poate fi demiurgul. El nu-și poate nega originea, ci fata, ființa iubită, pe care, în suferința și amărăciunea sa, o pedepsește, desigur, pe nedrept. Fica de împărat, acea ființă quasi-astrală, căci e unică, precum luna între stele, primește un nume particularizant, devine Cătălina, care se îndrăgostește de un la fel de banal Cătălin, un tânăr ca și alții, dar care îi poate împărtăși concret iubirea, fără să sfideze în vreun fel limitele destinului. Și totuși, fata își ia revanșa. Ea continuă să dorească iubirea ideală și idealizată a ființei superioare, a luceafărului. În timp ce acesta din urmă, mușcat de invidie și gelozie, se însingurează într-o lume etern lipsită de căldura iubirii. Zice el, iar eu
în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Fără iubire, viața e ca și criogenată. Destinul devine un banal și rigid nonsens și absurd. Poetul romantic, însingurat și neînțeles, caută sens și mângâiere în poezie. Într-o reflecție de sine, el zice: și când gândesc la viața mea, îmi pare că ea cură, încet repovestită de o străină gură, ca și când n-ar fi viața, ca și când n-aș fi fost. Cine e acel ce îmi spune povestea pe de rost, de-mi țin la el urechea și râd de câte ascult ca de povești străine? Cel ce povestește, străina gură, este oracolul, este vocea destinului, este zicerea sorții, care se lasă deslușită, explicitată, semnificată. E vorba de acel sens ce este povestit la ureche, șoptit de cel ce o știe pe de rost. De fapt, poetul, ca și eroul poemului său, Hiperion, știe că destinul e neschimbabil, că dorința sa rămâne neîmplinită pentru că așa e sortit să rămână. Dar tot efortul său de a ajunge la izvoarele cunoașterii, de a se adresa oracolului suprem de Miurgul, nu e un gest absurd. Este un act de cunoaștere. Iar călătoria sa este una inițiatică. Pentru că destinul, pentru a putea fi trăit pe deplin și, în interiorul său împlinită vocația, e nevoie de explicitare, care e un act de cunoaștere și autocunoaștere și e o mergere la origini, o coborâre în adâncul ființei, căci universul este înăuntrul tău. Acolo, soarta se dezvăluie, își comunică semnificațiile autentice și îți creionează prospectic direcția. E vorba de un demers esențial, indispensabil. După ce a împlinit pelerinajul cosmic, Hiperion s-a regăsit pe sine mai înțelept, mai conștient de natura sa autentică. Dar, cred eu, la sfârșitul acestui drum a descoperit că, de fapt, se afla la începutul drumului său autentic. Abia atunci, destinul începea să lucreze în existența sa în mod rațional, iar el s-o trăiască autentic în cunoștință de cauză. Probabil că după această experiență, Luceafărului îi rămânea să deprindă adevărata lecție a iubirii, a unei iubiri adevărate, diferită de acea aprindere adolescentină pentru o tânără de care s-a îndrăgostit pe înserate și pentru care a fost gata să-și sfideze destinul. Gestul a fost apreciabil, desigur, dar pozitivitatea lui stă în experiența de maturizare pe care i-a procurat-o. Iar Hiperion este un tipos, un prototip. În el îl vedem pe poet, dar și pe fiecare din noi. Sfârșitul unei etape înseamnă începutul alteia, pe un nivel existențial și experiențial superior. Dacă la naștere destinul este proferat de Moire sau, în tradiția folclorică românească, de ursitori, a căror sortire va umbri ca un zenit deasupra capului întreaga viață a omului, la moarte se înființează alte entități feminine care nu întâmplător sunt numite zori. Viziunea este și creștină, chiar dacă ea se regăsește și în alte tradiții. În literatura martirologică, moartea pentru Hristos era văzută ca o naștere pentru viața veșnică. Iată de ce, odată cunoscută și înțeleasă, marea trecere nu mai e respinsă. Ea devine apetibilă, de dorit. Nu pentru că moartea în sine e de dorit, ci pentru că ea descoperă un sens, dezvăluie un mister, indică o cale acceptabilă, pentru că este secundum nature, adică în conformitate cu natura. Dacă destinul la grecii antici, mai ales atunci când își ținea cu gelozia ascunsă orice urmă de sens, avea o conotație negativă de un tragism melancolic, pentru că tragedia greacă se voia a fi tocmai o căutare a unui sens într-o mare absurdă, pentru sufletul românesc el devine o așteptare, pentru că și-a dezvăluit, măcar în parte, sensul sau chipul ascuns precum luna.
Această stare de spirit, de raportare la destin, noi am numit-o dor, care e o nostalgie sub semnul speranței. Este o așteptare cu semnificație. Căci știm ce trebuie să vină și va veni neîndoielnic, dar știm și ce trebuie să facem, astfel încât ceea ce trebuie să fie să se împlinească în mod optim. În acest hiatus se creează spațiu de manifestare a libertății umane. Căci destinul se poate întâmpla cu participarea ta activă și îți va fi ca un zenit deasupra capului, fără umbră sau suferință fără sens. Atunci destinul se petrece ca într-o procesiune mistică, o împreună trecere spre ceva în care sensul se dilată. Sau, dimpotrivă, destinul te ia cu el, cu deasila, trecându-te prin disperare spre împlinirea exclusivă a lui. Aceasta e fatalitatea, care prin ea însă își repugnă, pentru că este lipsită de sens și de iubire. Acesta este infernul. La Eminescu, destinul se cere înțeles, altfel nu poate fi trăit, nu poate fi suportat. În schimb, sensul îi conferă aripi să zboare până la originile ființei, până la izvoarele creației, pe care, înțelegându-le, să poată călători înapoi în realul prezentului, prin care să-și proiecteze viitorul, un viitor cu sens, de aceea și de dorit. Hiperion însuși devenise gând purtat de dor, se identificase cu dorința, adăugând sens peste sens, semnificație la semnificație. El e purtat către zenit, către punctul fără umbră, pe aripile stelei destinului, făcând incursiuni în alte lumi, dar fără să părăsească lumea aceasta. Acesteia din urmă, el îi adaugă un ce de înțeles. La o lectură pripită, raportul dintre Hiperion și Demiurg pare destul de despersonalizat, cu totul diferit de aceea mult dorită cu ființa pământeană. Cheia răsturnării acestei optici stă tocmai în cuvântul dor. Dacă în iubirea față de fata de împărat, Luceafărul manifestă o iubire care, din păcate, rămâne în sfera dorinței, dar se plasează încă de la început și în sfera iraționalului, pentru că este imposibilă, irealizabilă, chiar imposibil rațional de a se putea împlini, în drumul său către Demiurg, Hiperion călătorește spre izvoarele ființei, acolo unde izvorau lumini ca în ziua cea dintâi, adică ziua creației, când totul se năștea din nimic, când nici cunoaștere nu era, căci nu erau nici ochi spre a cunoaște și nici hotar, iar din genune vremea încearcă în zadar din goluri a se naște. Acest zbor cosmic este un fel de călătorie inițiatică, un drum spre izvoarele intime, adânci ale propriei ființe, ca un fel de călătorie înapoi, în sens anticreațional, dar nu este un drum irațional. Luceafărul însuși se identifică cu propria stare de căutare de sine. El e gând purtat de dor. E o căutare înțeleaptă și înțelegătoare. E gând care încearcă în mod rațional, căci el dialoghează cu Demiurgul, dorința sa și o expune într-un discurs, caută o dezlegare a destinului prin călătoria spre punctul zero, atunci când destinul a fost rostit. El vrea ca acel destin să nu fi fost vreodată proferat, lucru care se dovedește a fi imposibil pentru că ar fi irațional. Dar prin aceasta sensul destinului capătă noi semnificații. El nu e un dat exclusiv inflexibil, deci absurd în imutabilitatea sa, ci e un proiect rațional și deci pasibil de a fi iubit. Desigur, acest aspect nu rezultă atât de evident din parcurgerea versurilor, dar cheia înțelegerii sale stă tocmai în prezența dorului drept caracteristică a destinului. Iată de ce s-a putut afirma că la Eminescu destinul se transformă în metadestin tocmai prin semnificațiile pe care le aduc raționalitatea sau sensul și dorul ca vehicul sau mobil al ei. Și să nu uităm că nu există dor fără să fie iubire. Dorul este o pregustare a iubirii,
dar și jinduire după împlinirea ei. Vă invit să vă abonați la acest canal și împreună să descoperim noi și noi valențe ale dimensiunii noastre interioare. Prin dor, destinul își dezvăluie umbra sa luminoasă, este zenitul plin de înțeles și de iubire, este gând și dor primul purtat pe aripi de al doilea, pentru că e un proiect care are sens și conferă sens existenței omului în lumea aceasta. O lume care merită să fie iubită, căci ascunde în lăuntru său semnificații nebănuite, precum miezul în coaja de nucă, fără ca prin aceasta să fie zmintită dorința de mai mult, expectativa unei alte lumi mai luminoase și mai înalte, așa cum o exprima în fiecare seară fata de împărat. Ieșind la fereastră, își arunca spre înalt dorul nemistuit, imaginându-și că, întinzând mâna, poate mângâia aura luminoasă a luceafărului.